acolo, bine, bine. Eu sunt The Fireboy și bine m-am regăsit la un nou co-op împreună cu Andrei. Salut. Da. Servus tuturor. Bun. Deci, după cum vedeți, nu chiar insulăm după care l-am făcut încă altă, pentru că s-a dat wipe la Skyblock și eu am făcut off-camera tot ce vedeți aici. Am extins iarba de aici, de unde a fost. S-a schimbat și plugin-ul de Skyblock. Opa, insul help. Băgat Ultimate Skyblock, așa. Și am dus de aici gresul, am dus aici. Am făcut un fel de copaci, uite, s-a spawnat și animale. Opa, n-am vrut să omor. Dar să nu omor animale. Scuze. Ai dat pe... Eram pe aici. Da. Opa. Așa, acum mă vezi? Bun. Nu, erau niște player pe server care foloseau hack și îi supravegea. Bun, vezi, dacă mai sunt vaci. Nu mai sunt, avem o oaie. Uite una aici. Una, să nu omor. Bă, hai să facem... Bă, nu omor. Stai calm. Ia și fă cablistă. Bă, nu mai face. Ia și fă cablistă. Că eu mă duc să fac țarcul pentru... Da, aici, pe aici, ești aici. Opa, aici. Da. Da, m-am chinuit destul, am coborât cu apa acolo ca să mă duc. În fine, mai am aici niște cadă ăsta. Opa, să-l fac. Bă, dar ce prost sunt animalele astea, sapă cactus. Eu zic că zic... Cred că da. Bun. Acum o să fac țarcul ăla pentru animale, că dacă se mai spawnează animale, chiar mai înainte să spun adică, când am fost pe insula, când am venit pe insula, mai înainte să te sun. Fiți atunci, că până atunci tot am fost pe insula și nu erau animale. Și am sunat pe când m-am întors, erau animale. Era două vaci și o oaie, cred. A fost odată și găină aici. Și am tăiat, am făcut supă de găină sau ciorb sau... Dar tot ce fac? Când o arbiță, da. Ce-ai făcut? Oh, fucking. Da, ce era să cad. Așa și... Vreau să te întreb ăsta... Cine? Da, ce cu ea? Da, a făcut-o și trebuie să iau interviu. A, da, și o să pun și un videoclip. O să filmez. Cine e canalul lui? Stai să văd dacă e online. Dar nu mai știu. Cred că la Udu era ăla. Nu mai știu, stai cu noi. Cu. La Udu. Nu știu, dar au zis. De plotul l-a făcut, că am văzut că l-a făcut. Da, l-am văzut și eu, m-am văzut. Da, da, dar faza că eu i-am dat Indigo l-a ajutat, dar eu i-am dat itemele. Da, e bine, e bine. Păi n-am spăsorizat din toate punctele de vedere. Unde ești așa, pe la, nu știu, subscribe, 50-70, așa, voi face și o... Și o invita? Noua generație de gamer, cum s-ar zice. Da. Și o invitat și un gamer. Se vor lansa. Am invitat ăsta și un gamer, dar nu are timp să vină. A zis că e genială ideea. A zis ăla, nu știu cum îl cheamă, nu mai țin nici. A zis că e genială ideea și speră ca să aibă succes cu ea. Și eu sper să aibă succes cu ideea asta, că e excelentă. Da, și se pare
s-au făcut și alți game-uri așa. Da, e bine, bine, nu știu. Am mai fi la șines. Ups. Daisy. Cu masurile lor, deja mă enervează. În tăpărnă, nu am un top. Never. Opa. E super, ha? Super tare, mai ales 3D. M-am creat o fac 3D. Da, a venit un foc de la spre mine. Mai ales că purtam ochelarii aia și... Da, aș vrea să te uiți, mai ales în cea fotografie în cu ecranul ăla extrem de mare. Mai ai și ochelarii 3D. Da. Bă, ne... Pe ăștia din Constanța sau din București nu mai trebuie să le zic, o frate, cum a fost că ești deja în fiecare zi. No, fun. Da, eu am un prieten care are televizor LCD de ăsta șmecher, ma generație, nu știu, plasma, știi? Da, da. Are 3D la el, lor, cât de cool. Și are și filme 3D, adică, bă, deci, dacă ar fi puțin mai mare ecran, nu știu, are o diagonală de 72, cred, centimetri. Și dacă ar fi mai mare, măcar să fie de 100 de centimetri. Vai cât de cool ar fi, mă, deci așa se vede super cool, da, atunci. Deci se vede, o băgat un film de ăsta cu mafioți, știi, și erau pe stradă, se vedea strada, zici că era în realitate, el zici că era o fereastră unde e televizorul și se vedea afară, știi? Dar atâta de fan era, are și ochelari 3D, dar nu-i 3D de ăla cu roșu și albastru. Nu de ăla. 3D original. Sunt ochelari, are ceva plastic, ecranul pe televizorul pe el. Și ochelarii iar sunt tot așa, ceva deformat, știi, deformat din ghilimele. Uai, da, se vede super, super smoker, se vede. Deci atât de faină. Să te uiți la un film horror, să fie 3D pentru televizor. Poate așa cum vrei să te uiți, ai, ăla chiar că ar fi cel mai tare film ever. Chiar că de la... La prietenul altă, te uiți la Jeeper Creeper, deci îți dai seama cum faci. Bă, mai știu eu un film, dar nu mai țin minte cum se cheamă. E vorba, merge o echipă de tineri în ceva... nu știu, spital, fost spital, știi, și doctorul care a fost acolo, doctor șef, încă e acolo, dar sub formă de nebun, adică e nebun, știi, și ei merg cu scopul să facă un film acolo, în spitalul ăla. Ei fac un film, de fapt, pun camere și de toate și vor să filmeze acolo, că ei au auzit, din câte am înțeles eu, că se întâmplă ceva lucruri supranaturale în clădirea aia. Și am mers să filmeze, să fac un film despre asta. Păi și când au ajuns acolo, ai cât de tare e. Au ajuns acolo. Da, chiar că i-am întâmplat acum. Bă, da, am văzut și eu odată un film, tot așa despre un spital. Niște tineri care au dat peste un ăsta, cum zice, pacient de la un spital și l-au dus înapoi la acel spital, dar numai că spitalul așa era abandonat, dar era locuit de niște de ăștia care, infractori, cum s-ar zice. Da. Mă, și l-au capturat pe unde ăsta zicând că e bolnav, că nu știu ce are, mamă, băi frate, și știi ce a făcut ăla, băiatul acela? Ce? Bă, deci a făcut un candelav întreg cu organele lui. Hai de cap. Deci l-au atârnat, deci au atârnat toate organele alea, le-au atârnat așa pe, nu știu, așa. Băi, și îl țineau în viață, bă, fratele meu. În viață. Deci în viață dai seama cum erai tu pe un pat și îți priveai inima, îți priveai ficatul, îți priveai tot. A, adică le-a despărțit sau... Da, mă, îți priveai organele tale de acolo, mamă, deci... Cât de cool. Cât de cool. Da, dar să vezi și în 3D filmul ăla, deci nu doar că îți vine să vomiți așa, mai că...
apare da. Mama ta sau tatăl tău și zice ce faci, te ieși, te sperii și sari pe tavan. Da, ca asta se întâmplă de obicei. Și au zis, ce faci, te ieși? Îmi amintesc când a fost faza aia și când a prins lumina aia și a văzut toate organele ăla așa atârnate pe acolo. O colegă de-a mea, auzi, mamă, deci a săltat bolul cu semințe pe sus, deci l-a aruncat în tapă la faza aia. Am dat stai, stai să le adunăm, mamă, și m-am bucurat atât de mult că s-a oprit filmul. M-am dus la toaletă, mai că ca să respir. Și m-am căcat, cred că aproape o jumătate de oră. Aia a dat pauză, să mă... Mamă, deci nu... Aia a fost pauză. Nu, deci prea epic filmul, dar dacă-l văd și în 3D, serios, deci nu, deci închid ochii la orice fază. Chiar că atunci cu e filmul. Bă, nu mai știu cum se cheamă, dar e vechi, e din 2013 sau 2012. Ăla e vechi, mă. Nu îi zic deja ce auzi. Am văzut un film în 2014, e vechi. Chiar vechi. Bun, am făcut și... Aaaa, ce să mai fac acum? Mai fac câteva cabluri, că nu mai am făcut de 3 episoade, fac numai cabluri. Hai să ne gândim ce să ne mai facem. Să ne facem, să ne facem... Să ne facem clădiri, construcții, ce sunt? O căsuță, o de-asta, terasă. Da, hai să dăm bătaie. Parcă avem, dar nu avem două de bucăți. Atât? Da, fiindcă, uite, am cules lemnul, am făcut fansuri. Am făcut fansuri. Eu nu știu pe bucăți acum. Să mai crească copacii ăștia. Da, am făcut fansuri, am pus aici, am făcut fans gate-uri. Că nu ai făcut aici ceva, e bine. Și aici gen să facem clădire. Da, stai. Uite așa, trage-se. Atât, și încolo să faci. Design, mamă, de ce să pun la mai, numai la design, vedeți, nu sunt bun de făcut clădiri sau de astea. Pune-mă să fac o casă din copac, ce fac, pune-mă să-ți fac o casă așa, gen, mici chiar, să o ce fac, dar nu mă pune să-ți fac vita mai cu soiul, cu nu știu ce. Da, atunci, pune-mă nu știu. Pune-mă să fac camera, că așa știu, îți fac un pat, îți fac acolo, că nu știu, canapea, îți fac acolo, până și club ți-aș face o cameră. Dar nu mă pune să fac o casă, că serios de nu zic, du-te. Da. Dar chiar mă, hai până faci tu acolo, hai să citim ăsta cu top kill. Pe primul loc este Dynamic Craft 99, 44 de kill-uri. Număr normal, eu l-am ajutat. Numărul 2 este Alex 2014 cu 31 de kill-uri, care nu știu nimic despre el, deci nu mai gândesc. Locul 3 este Rubac, care este fratele lui Andrei, care are 27 de kill-uri și da. Atât. E fratele lui Andrei. Da, și la multe. Pe locul 4 este Windigo cu 24 de kill-uri, care are un skin frumos. Da, și după? Pe locul 5 este Red Extreme, care e Red Extreme. Da, atât. De skin. Da, cam atât de zis. Tăiem copacul acum. O fi crescut. Dacă ai da... Bă, uite, bă, uite aici. Dacă uite aici. Da, asta, ce e... O, ți-am aruncat un popor, uite-l, stai lângă fans. Așa. Deci dacă ai da cu mâna, ai da cu pumnul, pardon, cu copac, doar că ți-ai rupe mâna, dar
ai plătit bani ca să pentru spitalizare. De ce ai nimic așa? Așa de bani. Bănuți acolo, mai trebuie să economisești, poate să mai ai un telefon. Da. Bine, nu în cazul meu, care mi-am luat telefon, cred că oricum o să-l pierd după următoarea ședință. Sau în cazul meu, pentru hostul la server. Da, da. Te zic eu, mai bine să-ți iei o tabletă, un nu știu ce, decât să-ți pierzi banii cu nu știu ce. Bine, e un, și hostul e un lucru bun, să știi că, nu știu, poți să iei și bani. Și dacă mai ai avea și ăștia care joacă, da, ar fi super șmecher, atunci ai avea și abonați pe YouTube. Da, da, apropo, mi-am deschis comunitate. De fapt, încă lucrez la ea. Comunitate? Da, romaniacraft.com. Da, forum. Da, mișto, mișto. Dar e comunitatea mea, adică e domeniul meu, webhostul meu, toate sale mele. Cine te ajută? Nimeni, eu. Am vrut azi să fac o comunitate, știi, m-am luat domeniul ieftin și așa aș m-am luat webhost free, nu mi-am combinat, oricum o să, dacă o să ajungă ceva în viitor, o să schimb webhostul. Oricum o să-mi cumpăr un webhost ca lume. Oricum, mai ai copaci, adică sper că nu ai făcut despede. Schimburi, da, normal. Îi pun pe toți, îi plantez pe toți. Nu mă, ce lemn, de fapt lemn, nu copaci. Lemn nu mai prelucra. Uite, buștin. Lemn nu mai prelucra. Așa, buștin. Nu, să fac charcoal. Păi dacă vrei și prelucrat, ia de aici. Da, și prelucrat ca să fac charcoal. Că ți-o dau oricum, pentru că n-am ce faci cu. Ți-am zis, nu-s om de casă. Dau seama că în viitor va trebui să iau o casă. Adică. Așa se fac. Hai să stăm noi acolo în garzoniere și ne simțim bine. Da. Soacră ta și gata. Dar când voi avea o soție, normal. Nu aduce pe soacră ta. Las, nu acolo să stai în fiul. Nu te-a ținut atâta timp acolo ca să pleci în jocul meu. Hai, încă o de asta. Când soarele apune, ziua s-a dus. Nu. No. Când soarele apune, nimeni nu mai spune. Nu mai spune. Ai, nu mai spune, mă. Salvare, mă. Da. Salvare efectuată. Băi, se face noapte, bă, dar noi n-avem patru, îți dai seama. Bă, am o lună. Mi se este de ajutor? Da, cu o lună aș putea să-mi fac și creastă. Asta e o lână. Ce pot face eu cu lână? Da, creastă, cum ai zis. Chiar ai cum faci, da. Bă, pe un server puteai să spui lână în cap. Sau nu știu, da. Pate, gen, nu mai știu. Scrie slash hate. Ține lână în mână și scrie slash hate. Wow, ce bug am. Nu ai acces la această comandă. În fine, slash hat. Ia uite-te la mine, bă. Are copacul pe spate. Copil, copac, ce ești? Stai. Ține floare, hai. Ține floare, că e mișto cu floare. Arăți super tare. De-aia, trandafire, ce super tare. Țin floarea în spate. Eram de ăsta player pe... Cum se numeam, comunitatea aia? Ia uite-te la cap. Pe cap. Ce aș putea să fac? Hai, mă, să văd carne. O să spart gard. Ești, mă, scuze. Dă-i și tu. Dar nu, da, las. Ia uite-te aia.
Hopa, hopa, hopa. Modniță, sau cum se zice, mă? Am hat. Mișcă ăsta, mă. Mișcă din nou, ce face? Am hat. Stai. Fii atent că te atac copacul. Am ham. Uleu, uleu, uleu. Am ham, îți dau. Bă, ăsta animal ce vede, mă? Îți dau un cap în gură când soarele apune. Fără probleme. Da. Din București în Timișoara. Așa, așa. Așa, da. Asta este casa noastră. E mișto acoperiș, mișto pereți. Hai să ne culcăm. Da, hai să ne culcăm, hai să ne mișcăm. Sper că ai, sper că ai niște... Nu mă ris. Vreau să pun în asta jos să ne culcăm așa, pa. Pune-o. Bum. Hai. Hai să ne culcăm. N-am ce bună. Vezi. Băi, nu cu picioarele, mă. Stai să dau șapte jos în cap. Aoleu, bă, dar iar te bășești, mă, iar ți-am mai zis odată dacă... Hai să mâncăm, hai, că timp să mănâncă. Hai, hai să... Bă, bă, de simțitul. Uite, așa, avem carne pe masă. Avem cărniță, bă, dar... Bă... Avem clarniță. Bă, ăsta e atât de lejit că nici carne nu mai poate să prăjească, mă. Bă, uitați-vă, mă, cu ce coleg de cameră am ales ăsta, îmi dă lături să mănânc într-o zi. Să dă lăptic. Îmi zice, ia, că-s bune. Ia că nu strică. Da. Și mic dejun îmi dă să bea ulei. Bă, ulei prea scum, mai ești nebun? Apa distilată. Nu, mă, de-aia tulburi așa să... Nu vezi nimic prin ea, să pui acolo un vierme așa, să nu-i vezi conturul, să zici că e... Apa distilată. Hai, mă, facem parcur aici, eu. Da, hai, e parcur. Parcur. Da, sună ciudat. Lucuță, 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 lucuță. DJ, vă, DJ, DJ. Vă curță, vă curță. Vă curță. A luat copacul. Bă, ai luat copacul pădurea japoneză. Bonsai, bă. Ar trebui să mă mari. Când aștept să crească un bonsai, ai răbdare. Da, hai, așteptăm. Da. Hai să, stai pe mine și o să așteptăm. Bă, dar du-te în pula mea că nu mai cresc ăștia, bă, bă. Bă. Bă, ăștia nu mai cresc, bă, eu am plecat, deci mă duc la ziul de nebuni, hai, pa. Stai de pun flora și să arăt cumva la grădina noastră. Bă, lasă-mi la picior, bă. Bă, nu mai pun să aici, bă, băiatule. Uite, au crescut iarba, stăm și noi uităm cum crește. Bă, bă, iarba, bă, și-am zis, a, iarba. Fac iarba, am zis. Da. Perfect, ăsta a fost de la suc. Și mie nu m-a dat. Era, pentru că era o doză și pentru că... Nu știu. Și pentru că chipsuri cu barbecue, cu ăsta, cu ficăței de porc. Da. Și? Cu mitite de România și de asta, n-am putut asta. Bă, știi cum se iese pe poartă? Pe care poartă? Uite pe aia, fiat, nu, pe orice poartă, știi cum se iese ea, fiat. Cum? Hai. Nu mai zis, stai așa că repet. Stai așa să mănânc și eu. Ca să pot să fac sprint. Michael Jackson, stai! Să ieși viteză, numai cu spate, de așa, în schema Michael Jackson. Tum-tum-tum, stai, cum era mai de? Stai, mă, să numeresc cu spatele poarta. Să numeresc... O fac, n-am numerit-o. Bă, dar unde ține, mă? Unde ține aia în mâna, mă? A, jos, dar stai, că eu nu pot să țin jos. Nu, la coaie și una pe cap. Așa, 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 fii atent. Tu, mamă!
Stai cu el, bă, ăsta m-a pis că l-am văzut. L-am văzut cum am pis, de ce? Uitați. Ți-am tras cu sfoara. Da, mă, de ce ăsta? Uitați-vă, mă, ce rău e, mă. Bă, eu n-am căzut, mă, ăsta m-a tras cu el, mă, uitați-vă, mă. Tu n-ai căzut, tu ai picat. Da, exact. În sfârșit, un om care zice rațional. Vorbește rațional, mamă, ce-am... Bă, Chuck Norris nu cade din cer, ce pământul se apropie spre el. Nu. Sau Chuck Norris nu zboară cu avion, avion nu zboară cu Chuck Norris. La Buddha nu... Nu, bă, noi nu ne căcăm pe Buddha. Buddha se cacă pe noi. Da, într-un fel sau altul. Bă, eu cred că încheie episodul aici. Ce episod? Bă, chiar. În fine, cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Sper că v-ați distrat și urmează... În fine... Să vedeți să ne ia cineva interviu, adică o să ne ia cineva un interviu. Da, probabil o să ne ia un interviu care... Îmi pune o întrebare gen, ce trebuie să aplici ca să așa? Nu știu exact ce să zic, așa că voi da pauză la video și... Da. Voi zice da, voi zice da încă, așa că să nu... Da, o să zici da. Exact așa am făcut, da, da. Adică te-ai căcat pe mâta. Exact așa da. Am făcut. Efectiv așa am făcut. Da, și până data viitoare nu uitați să dați acolo și un like acolo, măcar unul așa, că nu strică. Da. Normal, un share să râdă și prietenii voștri, rudele, câinii, pisicile, bebelușii. Da, stai să... Sa... Bine. Ce sa așa? Bun. Până salut! Eu am fost de Fireboy împreună cu Andrei și ce pot să mai zic da. Cât? Nici eu nu o să mai zic nimic. Da, basta, pa!